Agenția Europeană a Medicamentului retrage din toate farmaciile și din spitale 9 medicamente folosite în tratamentul tusei de către zeci de milioane de pacienți. Acestea conțin fenspiridă, aceeași substanță activă ca și Eurespal, oprit din uz săptămâna trecută. Medicamentele sunt suspectate că ar provoca tulburări cardiace, iar pacienții sunt sfătuiți să întrerupă imediat tratamentul și să ceară medicului un înlocuitor. Unele sunt aflate pe piață de peste 10 ani și erau prescrise chiar și copiilor de peste 2 ani. Farmaciștii români au primit deja decizia de la Londra trimisă în procedura de urgență. În ultimii ani, mai mulți pacienți care foloseau aceste medicamente au raportat tulburări bruște de ritm cardiac. Altfel spus, autoritățile nu se așteptau ca problemele cardiace menționate în prospect să apară cu o asemenea gravitate și au ajuns la concluzia că în prezent riscurile depășesc beneficiile. Eugen Teodorovici, ministrul finanțelor publice, a anunțat duminică seara că programul Prima Casă va fi continuat în acest an cu un plafon de 2 miliarde de lei. Programul urmează să fie modificat, dându-i se o tentă mai socială. Ca plafon am prins cam 2 miliarde de lei în acest an. Până la final de februarie vom avea forma propusă a fi modificată, dar nu se schimbă aspecte esențiale. Finanțarea există, a fost bugetat, programul continuă, a menționat duminică seara Eugen Teodorovici într-o emisiune. Ministrul Finanțelor a mai spus că modificările vor fi făcute până la finalul lunii februarie printr-o hotărâre de guvern. Probabil, modificările vor fi suprafața casei, persoanele cu venituri mai mici. Este un program social până la urmă. Nu ții casă de 500 de metri prima casă, îți iei o casă pentru familie, atât cât poți, a explicat Teodorovici. Ministerul Educației Naționale transmite că nu se urmărește formarea de clase separate pentru copiii cu cerințe speciale, așa cum Ecaterina Andronescu a lăsat să se înțeleagă duminică printr-o declarație. Având în vedere informațiile apărute în spațiul public cu privire la copiii cu dificultăți de învățare, MEN face următoarele precizări. Ministerul Educației Naționale urmărește integrarea copiilor cu dificultăți de învățare în unitățile de învățământ de masă și dezvoltarea serviciilor de sprijin educațional prin creșterea numărului profesorilor de sprijin și a consilierilor școlari, cu suportul cărora se realizează terapiile necesare, precum și prin formarea cadrelor didactice care predau în clasele unde sunt integrați individual copii cu nevoi speciale. Potrivit sursei citate, ministerul nu intenționează să formeze clase separate pentru copiii cu cerințe speciale. Precizările vin după ce inițial Ecaterina Andronescu a declarat că elevii cu dificultăți de învățare se află acum integrați fie în școli speciale, fie în sistemul normal, dar fără profesori dedicați, lăsând să se înțeleagă faptul că o variantă ar fi înființarea claselor separate pentru acești copii. După ce în urmă cu câțiva ani companiile au inventat bonusul de prezență pentru ca muncitorii să nu mai aibă boli fictive și să vină la serviciu, angajatorii au găsit o nouă metodă de a-și recompensa salariații, bonusul de disponibilitate la ore suplimentare. Deficitul de candidați de pe piața muncii a determinat companiile, în special pe cele din domeniul producției, să inventeze metode din ce în ce mai inedite pentru a-și recompensa salariații. Cel mai nou tip de motivare este bonusul de disponibilitate la ore suplimentare, pe care îl primesc angajații care acceptă să efectueze muncă peste program atunci când angajatorul are nevoie și care sunt plătiți peste nivelul minim din punct de vedere legal. Potrivit codului muncii, un angajat poate efectua maximum 8 ore suplimentare pe săptămână, adică 32 de ore pe lună, iar companiile trebuie să le acorde angajaților care efectuează ore suplimentare un spor de minimum 75% din salariul de bază pentru fiecare oră suplimentară efectuată. Cu ocazia zilei de 8 martie, Primăria Slatina, Asociația Culturală Center Inter Art și Centrul Cultural Eugen Ionescu va pregăti o seară deosebită cu trupa Krypton și poetul Andrei Novac. Începând cu ora 18 pe scena Centrului Cultural, are loc spectacolul de muzică și poezie dedicat femeii, o parte din noi, în cadrul proiectului muzical Krypton Unplugged, la care a fost cooptat și poetul Andrei Novac. Biletele se pun în vânzare începând de astăzi, 18 februarie, la casieria Centrului Cultural Eugen Ionescu. Prețul unui bilet este de 15 lei.